de-aia n-a făcut și n-a trezit o doză de răzvrătire în același timp. Mă ascund de Dumnezeu, nu sunt pregătit să coboare. Eu aș fi spus, supărându-mă nițel, păi atunci să se lumească El, dacă noi nu le putem în Dumnezeu. Nu? Dar asta acum mai bine așa, cu Dumnezeu printre noi. Poate am învățat mai multe decât scriindu-l acolo sus. Am să mai adaug doar câteva lucruri dincolo de ce am spus în prefață și din care nu retractez absolut nimic. Pentru că eu am fost de la bun început impresionat de poemele Corinei, nu neapărat de estetica lor textuală, nu neapărat de expunerea lor în text, cât de adâncul și formidabilă trăire a sentimentelor, care uneori depășesc foarte mult forța de expresie în cuvinte. Aceste trăiri, aceste arderi profunde sunt extraordinar de mari și devastatoare pentru ea. Aș putea spune că sensibilitatea aproape maladivă de care sufere e posibil la un moment dat să nu-i aducă mari servicii în poezie. Că ea s-ar putea transforma la un moment dat într-un de serviciu. Părerea mea că puțină răzvrătire în subtext ar trebui să existe și chiar există pe aici pe acolo, prin unele părți, eu am găsit această răzvrătire, cu exemplu, în titlu, am dorul prea adânci. E bine, asta este ca un fel de supărare. Asta este ca un fel de notă a lăuntrului, a sinelui personal, prin care vrea să spună că atât de adânci sunt ele, încât, uite, măi frate, că nu le pot exprima așa cum le-aș dori, probabil. Asta vreau să spun. Deci e clar că în subsidiar aceste cuvinte ascund o răzvrătire, aceea neputință încă de a cede prin expresie toată forța și toată trăirea lăuntrică. Corina Ligia Pătrașcu este un pariu pentru mine. Eu am citit foarte multă poezie prin forța împrejurărilor. Nu știu ce au unii alții, că îmi dau cărți toată ziua. Și eu am bunul simț chiar să le citesc. De unele nu scriu. Nu scriu nu că n-aș vrea. Dar ar trebui să scriu ceea ce probabil poetul nu s-așteaptă să audă din partea mea. Și atunci mă abțin. La Corina Ligia Pătrașcu, prefața este absolut justificată la această carte. Și eu consider că Vând roche de mireasă este cu cel puțin o linie, două mai presus de această carte. Dar nu asta e povestea. Despre cartea aia am scris extraordinar, am făcut o cronică fabuloasă la Noul Literator, pentru că mi-a plăcut enorm. Tocmai de aceea, probabil că am și certat-o un pic. Cu ghilimele de rigoare, că e o ceartă absolut prietenească și vine din partea unui om care chiar înțelege ce înseamnă poezia și ce înseamnă arderea asta până la ultimul tăciune. Urmăresc cu mare atenție și voi face lucrul ăsta în continuare. Eu trebuie să fac lucrul ăsta, sunt obligat, pentru că am pariat pe ea într-o zi. Am pariat pe ea, tocmai de aia uneori, din când în când, alte ori ceva mai des, mai moșc puțin, pentru că am de unde, după cum să așa. Sigur, doamna a spus frumos, că e posibil să fie cea mai frumoasă carte a dumneavoastră, dar chiar a susținut lucrul ăsta. Eu spun că cea mai bună carte a Corinei Ligia este totdeauna următoare. Ea trebuie să fie cea mai bună întotdeauna următoare. Asta cred eu că trebuie să-i spun un scriitor care face din această poveste o chestiune de viață și de moarte. Pentru că așa ca și în pictură, ca și în alte arte, în sculptură, în muzică, în poezie, în literatură în general, asta este un pariu pe viață și pe moarte. Noi nu suntem scriitori de pe o zi pe alta, nu suntem la modă. Un scriitor adevărat nu este la modă niciodată. El este scriitor sau nu este, indiferent că e clasic, indiferent că e modern, postmodern și așa mai departe. Nu există așa ceva în literatură. Poezia este sau nu este. Asta e. Indiferent sub ce formă se manifestă ea. Dacă e poezie, dacă nu e, nu e. Așa. Sigur că da. Ce să mai zic? Este așa de frumoasă ca umbra unui car fugind, cum spunea Nichita Stănescu. Așa. Cred totuși, rămân la convingerea mea, că dincolo de trăirea, de arderea asta extraordinară, oarecare conduită, un oarecare
cum să spunem, în mare, așa, trebuie textelor, au nevoie de așa ceva. E frumos, e puternic, pentru că tu trăiești și e spontan. Spontanitatea asta am văzut-o și se vede. E, această spontanitate, din când în când, are nevoie și de o anumită, cum să spun, de un anumit echilibru, de o anumită miza totul pe stare. Atenție la treaba asta. Altfel, cartea, după cum vedeți, e foarte frumoasă. E albastră din cotertă până în text. E tipărit albastru, e superb, arată bine și ca ținută și ca asta, seamănă cu poeta. Așa. Textele sunt nemaipomenite. Și concizia, scurtimea lor, într-adevăr, o caracterizează. Dar, cum spunea și domnul Topolov, distinsul nostru coleg de breaslă, în versurile cu rima cirit, în versurile mai aproape de un anumit clasic și asta, se exprimă extraordinar de frumos. Poate că încă nu și-a spus până la capăt, din punctul ăsta de vedere, tot ce avea de spus. Ca să treacă la poezia asta postmodernă, ba chiar avantgardistă, din multe puncte de vedere. Deși textele ei sunt de o curățenie și de o luminozitate extraordinară. De o puritate extraordinară. Aproape obraznic de pure, având în vedere că poetul are totuși 50 de ani. Cu scuzele de rigoare. 53. Mulțin înainte. 33. Sufletul așa era, da. În ce mă privește, e o promisiune pe care mi-am făcut-o mie însumi. Absolut tot ce se va întâmpla cu distința noastră prietă din seara asta de acum încolo mă privește personal și o să am grijă de lucrurile astea, să existe o progresie în tot ce se întâmplă. Asta e frumos. Și cum spunea și doamna, așa, cu citatul din Sfântul Augustin, dacă iubirea nu e, nimic nu e. Iar la ea e foarte important lucrul ăsta. Și se vede cu asupra de măsură. Te pun pe suflet și te îmbrățișez cu brațele mele.